Salut, sunt în Slovacia să conduc noul Opel Astra, sau Astra K, i se mai spune. Această marcă și acest model are semnificație deosebită pentru mine și pentru 0100.ro, pentru că în 2009, când am început proiectul 0100, generația anterioară de Opel Astra a fost primul test drive tip, prima impresie pe care l-am pus pe site. Așa că, iată, după acești 6 ani, noul Opel Astra a apărut pe piață și mă aflu din nou la volanul ei. De asemenea, eu am fost posesor de Opel, am avut două Opeluri Astra G, cum mai erau ele cunoscute, 1.4 și 1.6 benzină, deci cumva îmi permite așa să fiu un pic nostalgic, dar și mai critic cu mașina, pentru că avem în față o nouă generație complet schimbată și sunt puncte și bune și rele de dezbătut. Vestea care pe mine mă bucură cel mai mult legat de această nouă generație Astra este faptul că mașina este cu până la 200 de kilograme mai ușoară. E un lucru pe care l-am semnalat constant în toate review-urile mele cu mașini Opel. Mașinile sunt prea grele, prea masive și din acest motiv dinamica mașinii este penalizată. În sfârșit, iată că Opel a înțeles, evident că nu numai eu am criticat acest aspect legat de greutate, și avem în față o mașină cu până la 200 de kilograme mai ușoară și cel puțin 120 de kilograme diferență în minus față de vechiul model, ceea ce înseamnă că în funcție de varianta de echipare și de dotări poți să ai o mașină mai ușoară între 120 și 200 de kilograme. Grație greutății mai reduse, toată mașina e alta, pur și simplu nu ai senzația aceea că te afli la volanul unui Opel. Înainte să încep să conduc mașina, chiar mă gândeam așa drept critică pentru Astra ar fi faptul că nu a făcut un pas atât de mare între generații cum a făcut între modelul H și J sau între modelul G și H, de exemplu, când într-adevăr s-a văzut o schimbare de generație cu totul, design și așa mai departe. Acum, dacă te uiți la mașină, pare așa, mai degrabă un facelift mai evoluat, dar după ce m-am pus la volan și am început să o conduc, cumva îmi dau seama că au ales să păstreze acest design oarecum care să-ți aducă aminte de vechiul model, special ca nu cumva să crezi că te afli la volanul altei mărci, pentru că din punct de vedere al poziției de condus, modul în care merge mașina nu mai are absolut nicio legătură cu ce însemna Opelul Astra vechi. Am ales pentru test drive o variantă care cred eu că va fi foarte populară la noi, 1.6 turbo diesel de 136 de cai putere. Există și versiuni mai puțin puternice ale acestui motor și o gamă foarte largă de motoare diesel și pe benzină între care poți alege. Acest motor mi se pare de putere intermediară și livrează până acum performanțe foarte bune, iar de consum, ce să mai vorbim, 5.1 litri la 100 de kilometri motorină pentru 115 km parcurs și în regim de drum național și autostradă. Deci un consum mediu, practic, care poate chiar să scadă, la un moment dat am avut chiar și 4.7%, un consum foarte bun. Dincolo de motorizarea aceasta eficientă, pe noul Opel Astra îți poți pune cam tot ce îți trece prin cap. Scaune ortopedice, cu memorie și funcție de masaj, și niște faruri cu LED matrice foarte bune, nemai întâlnite în acest segment până acum. Practic, poți rula mereu cu faza lungă pornită, iar LED-urile matrice fac în așa fel încât să nu lumineze zona în care ar putea orbi pe cineva. Mașina poate avea și un sistem de frânare automată în caz de coliziune iminentă și sistem de recunoaștere a semnelor de circulație. Sistemul de detectare și prevenție a părăsirii neintenționate a benzii de circulație avertizează șoferul și, în plus, corectează traiectoria automat. Sunt câteva puncte forte ale noului Opel Astra. În primul rând, acest design foarte curat în interior, au scăpat de acele butoane de aglomerare, aia imensă de butoane care se găsea aici pe consolă. Acum totul e mult mai aerisit și mai bine separat cumva. Dacă aș sta să le număr, probabil că nu sunt cu mult mai puține butoane, dar separarea lor și organizarea lor face
ca logica să pară ceva mai evoluată. După cum veți vedea imediat, un lucru devine foarte enervant când bate soarele din spate, pe bord, o reflexie înfiorătoare. Postul de condus mi se pare foarte bine studiat, ergonomia comenzilor a volanului, totul îți pică în mâini exact așa cum ar trebui să fie și schimbătorul de viteză la fel, totul e la îndemână, nu trebuie să faci niciun fel de efort ca să ajungi undeva. Cu o critică la partea de post de condus, pedalierul îți lasă senzația și chiar este cumva prea aproape de tine și atunci trebuie să te duci cumva cu scaunul în spate și să-ți scoți volanul din bord foarte mult să-l apropii de tine. E o poziție cu care m-am obișnuit un pic mai greu, am avut nevoie de câteva minute de acomodare și mai multe manevre față de o altă mașină care are o, să zicem, o poziție ceva mai convențională. Mașina mi se pare foarte bine insonorizată, atât în ceea ce privește zgomotele care provin de la trenul de rulare, suspensii și motor, cât și la vânt, la viteze de 80-100 de km pe oră, e foarte liniște mașina, e un sentiment comparabil cu cel pe care l-ai într-o mașină premium. E ceva de care nu poți să-ți dai seama chiar așa de ușor, însă aflându-te în mașină pentru mai mulți kilometri și mai multe minute, ușor încep să apreciez și detaliile de acest gen. Sistemul de direcție a pierdut un pic din acea fermitate, acea duritate specifică Opel, dar nu e neapărat un lucru rău. Acum mașina se simte cumva între ceea ce înseamnă, că știm cu toții că înseamnă o mașină germană și o mașină franțuzească sau italiană. Una peste alta, aș zice că inginerii Opel au ajuns la un compromis foarte bun în ceea ce privește direcția unei mașini compacte care ar trebui să fie bună și în oraș și în afara lui. În concluzie, noua Astra reprezintă o schimbare în bine semnificativă pentru Opel, iar prețurile în România pornesc de la 15.600 euro, cu tot cu TVA. Dacă mai sunt și alte detalii pe care ați vrea să le știți de la mine despre noul Opel Astra, scrieți-mi la comentarii și vă răspund fiecăruia în parte.